Poate oare o echipă de portari din Superliga României să câștige un meci de FIFA 23 la online? Ei bine, astăzi vom avea un super experiment pe canal alături de un nou jucător de la FCSB. Este vorba chiar despre portarul lor, Ștefan Târnovanu, care ne va construi o super echipă de portari în FIFA 23. Și ca challenge-ul să fie și mai greu, așa cum v-am zis, va fi o echipă de portari din Superliga. Și haideți să terminăm această serie cu jucătorii de la FCSB acolo, cu 5.000 de like-uri din nou, că tot arată mânușa asta, 5.000 de like-uri forță, ați reușit până acum la toate clipurile și dacă vreți ca data viitoare să facem un football challenge versus 2 jucători de la FCSB, vreau să vă susținerea voastră și mergem destul de repede spre cei 220.000 de abonați, așadar tu cel care te uiți, dacă nu ești încă abonat la acest canal și dacă îți plac episoadele de aici, haide și cu butonul de subscribe forță și haideți să vedem dacă ne iese acest experiment alături de Ștefan. Și înainte să construim echipa, că tot au jucat cei de la FCSB contra celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe, aveți chiar acum în descriere al treilea episod din această serie de pe canalul de YouTube Superbet, unde i-am provocat la un super football challenge. Așadar vă invit pe toți să mergeți acolo și să vedeți cum am descurcat împotriva lui Nicolae Păun, Roland Nițuli, Ștefănescu, Rondon, Ciobotariu și așa mai departe. A ieșit mega distracție, plus de asta niște execuții foarte frumoase. Așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Așa că avem squadul pregătit, dar înainte să ne mutăm la baza FCSB, vreau să vă spun că din nou vom avea un challenge contra cronometru pentru Ștefan Târnovanu. Un minut la dispoziție, cât mai mulți portari acolo și să vedem ce echipă este. Te salut, ai mânuși? Are acolo frumos pregătit. Și dacă tot avem unul dintre cei mai buni portari din România alături de noi, m-am gândit să-l întreb pe Ștefan să-mi spună cât mai mulți portari din Superliga României. Bănuiesc cu unii ești prieten, da. Cu alții poate ești dușman, eu știu, habar n-am. Nu e bine să ai dușman, dar hai să vedem cât știe, deoarece va fi și cronometru. Ai un minut la dispoziție să spui cât mai mulți. Când ești gata, eu i-am dat drum. 3, 2, 1, start! Scufe, Sava, Bărgrădean. Stai, mai încet, că nu pot să numerotez. Scufe, Sava, Bărgrădean. Mare atenție, nu s-a pus pe el primul. A luat întâi portarii de la CFR Cluj, cu care vor juca acum duminică. Mare atenție, Scufe, Sava. Sava este portarul care a crescut la Juventus Torino și joacă și el pentru CFR Cluj, însă nu are card în FIFA. Hai să vedem dacă are Bărgrădean. Scufe are 100%. Haideți să-i cumpărăm. Deci a luat-o pe echipe, ați văzut, da? A început cu CFR Cluj, incredibil. Primul cumpărat, Scufe. Ia să vedem, Bălgrădean există? Da, mă, există. Există și el. Hai să-l cumpărăm și pe Bălgrădean frumos aici. Perfect. Și am terminat cu CFR Cluj, nu? Dar uitați cum o să facem. Dacă ne spune câte un portar de la fiecare echipă din Superliga, nu o să băgăm doi portari de la CFR în primul 11. O să încercăm să băgăm un portar de la fiecare echipă. Eu, Vlad Ducan. Mamă, deci chiar a luat-o pe echipe. Până la urmă s-a pus pe el. Eu, Vlad Ducan, portarii celor de la FCSB. Acum Ducan știți că este împrumutat la Botoșani. Și Vlad și Ștefan Târnovanu au carduri, așa că Ștefane, îmi pare rău, tu te-ai ales al doilea, direct CB cu tine astăzi. Târnovanu CB, Andrei Vlad, super sub. Băi, chiar aș vrea să zic un portar de la fiecare echipă. Și Ștefane, îți mai zic ceva, tu ești înalt, ești bun ca și center back. O să vezi, mai bun decât Sergio Ramos. Popa, Jesus Fernandez, Ioani, Buzbuchi. Următoarele două echipe, FC Voluntari și Farul Constanța. Hai să vedem, le luăm pe rând. Întâi FC Voluntari, Popa și Jesus Fernandez. Jesus Fernandez nu are card în FIFA, portarul celor de la FC Voluntari. Deci noroc că l-avem pe Popa. După, Buzbuchi. Bă, fraților, că tot vorbim despre Buzbuchi. Voi știți de unde e mânușa aia din spate pe care am portat-o la început? Ia uitați-l. Alexandru Buzbuchi, portarul celor de la Farul Constanța. Și ia uitați, fraților, i-am dat acolo să intre în club. Uitați mânușa semnată de el. Îi mulțumesc frumos pentru acest cadou. Trecem pe FIFA și pe care l-a zis primul, Ioani sau Buzbuchi? Da, Ioani, Buzbuchi. L-a zis pe Ioani, așa că Ioani va fi titularul. Primul pe care îl zice, pe acela îl bag titular. Ioani. Și cu el am filmat de foarte multe ori clipuri cu fotbal. Băgăm și pe el în echipă. Center back, nu? Popa e center back, Ioani right back. Bum! Și cam așa arată echipa până acum. Bă, nu e rău. Chiar nu e rău deloc, n-arată rău. Dar sper să o completăm pe toată. Moldovan, Drăghia,
Nițuli. Moldovan Drăghia Nițuli, Rapid București și Sepsi Sfântul Gheorghe. Și v-am mai zis eu, Nițuli de la Sepsi, cel mai bun joc de picior din România, asta clar. Îmi pare rău că o să trească să-l bag la mijlocul terenului, dar e bine că pasează bine, știți? Trecem la Rapid București. Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Și că tot vorbim de Rapid, ia uitați-vă, din clipul trecut, da? Pentru toți fanii Rapidului, ia uitați-vă, minge semnată de toți jucătorii. Poate că în viitor vom face un giveaway cu ea pentru toți fanii Rapidului, dar cu această minge mergem frumos și îl cumpărăm pe portarul echipei naționale, moldovan. Hai să vedem, Horațiu Moldovan. Gata, el este, sper să nu fie scump, că joacă la națională. Mamă, când am văzut 10K am zis că gata, daună total. 350, măi, ok. 350. Moldovan va juca pe poziția de left back. Și acum, capitanul echipei, dați-mi voie să-l numesc capitanul echipei, Roland de la Ronaldo. Roland Nițul, ia uitați-l. Dar cât o avea la kicking? Că n-am văzut niciodată. 70, are mult. Are mult la kicking, e ok. 70, Roland Nițul, noul Darius Solaru de astăzi, pe poziția de CM. Gata, mă, tată, mă. Bă, începe să-mi placă echipa asta, serios. Și full silver, fiți atenți, niciun portar bronz în primul 11. Asta e bine. Oare vom avea vreun portar gold? Nici nu există. Began, Vulceanu, ce echipe mai sunt? Căbuz. Began, Vulceanu și Căbuz. Toți trei ar trebui să aibă card în FIFA. Hai să-i cumpărăm, tată. Hai să-i cumpărăm. Măi, Began, nu? Sper că zic bine. Began, nu Vegan. Răzvan Began, da. El este. Hai să vedem cât costă. De la Sepsi. Super sub. După, Octavian Vâlceanu, portarul celor de la Petrolul Ploiești, la mijlocul terenului. Și acum mergem la Chindia Târgoviște, unde l-avem pe Căbuz. Right mid Căbuz. Ia să vedem ce viteză are Căbuz. Că tot am filmat și cu el recent. Unde e Căbuz? Gata. Hai Căbuz, cu viteză mare. Nu e Căbuz. Aba da, mă, e. Cât are? Mamă, 35 viteză. Acum că tot am ruit de viteză, sunt curios care e cel mai rapid portar. 32, 25, 35, 35, 41, Popa, o, Scufe 50, Târnovanu doar 41, ai tati, și 43. Deci Scufe cel mai rapid portar din Superliga, la rezerve. Oba nu, Bălgrădean, da, deci Bălgrădean este cel mai rapid, Vlad 41, 36, 40. Gorcea Iliev, Justin Popescu. Gorcea Iliev, Justin Popescu. Vă zic sincer, am emoții acum că nu sunt în FIFA. Andrei Gorcea este de la Universitatea Cluj, portarul lor titular de la U Cluj. Acum Iliev. Hai să vedem. Iliev. Iliev. Atanas Iliev, el o fi? Nope. Flamen Iliev. Da, da, el este, el este. Tot de la U Cluj. Gata, l-am cumpărat direct și pe el. Avem și Universitatea Cluj și Justin Popescu. 62, perfect, mio. Mamă, bă, trebuie să cumpărăm un card bronz de 7600. Justin Popescu, extinct, fiți atenți, e singurul lui card. Ștefane, ce-mi faci, tată? Oh. Chiar dacă titularul celor de la U Cluj este Gorcea, o să joc cu Iliev, are 49 speed și în atac momentan, mamă, păi cel mai scump jucător în atac, clar. Cel mai scump jucător de astăzi, unde ești? Ia uitați-l. Popescu direct de la Mioveni. Creitorul. Ce echipa se șoptește din spate, uite, uite. Balauru Iacob. Croitoru, Balauru, Iacob. Următorii trei, câte trei așa luăm. La pachet zici că cumpărăm baxuri. Flavius Croitoru ar trebui să fie. Da, el este. Mamă, așa scump portarii de la Mioveni. Gata, l-am găsit la 200. Ne mutăm la UTA Arad, unde îl cumpărăm pe Balauru și urmează și Iacob. Florin Iacob aici. Mamă, 67 rating, bine rău de tot. 49 speed. No, Iacob ăsta trebuie să intre titular, că arată ca în forță. Și el portar de echipă națională, să nu uităm. Iacob, portar foarte bun de la UTA Arad. Hai să mai facem ceva la echipa asta. Deci Iacob atacant, clar. Și mai sunt echipe totuși. Chiar dacă am completat noi primul 11 plus rezervele, mai avem mai sloturi. Mai sunt echipe, mai sunt portari. Hai Ștefane, știu că poți. Popa de la FCU, că l-am spălat de la voluntari. Haide mă că ușor, ușor își revine. Mergem la cei de la FCU Craiova și îl băgăm pe celălalt Popa, portarul pe care l-am vizitat în trecut. Popa nu este Mihai Popa, ci este Robert. Da mă, hai mă, că dacă nici eu nu știu. Robert Popa, mamă, card bronz. Da, corect, așa ne-a picat card bronz. Și am mai zis doi. Hai 20 de secunde, gândește-te, timp mai ai, oricum ai zis foarte mulți. Nu mai vin echipe, nu mai vin echipe, nu știu. Mai ai 9 secunde. 8. Muțiu cu Letița. Muțiu. Ei, Hermannstadt, Letița. Letița care nu are card. Le
Matei nu are card. Nu are card în FIFA, îl băgăm pe Muții oricum. Mă, da, de la CSU Craiova n-a zis niciunul, nu? E clar, are ceva. Are ceva cu ei, ăsta. Băgăm pe Popa și pe Muțiu. Bun. Încă 3 secunde. Cam atât, nu mai vine echipa. Ah, 24 dacă am numărat eu bine. În orice caz, a zis foarte mulți. Bravo, Ștefan. Bravo, 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 bravo. Felicitări. Vă zic sincer, eu nu aș fi știut atât de mulți. Dar Ștefan acolo foarte bine. Și cam asta ar fi echipa, fraților. Acum încerc să-mi dau seama, e greu și pentru mine, în afară de Craiova, dacă mai lipsește vreo echipă. Hai să ne gândim bine, dacă mai lipsește o echipă în afară de Craiova. Deci Sepsi a fost, Rapid este, FCU Craiova, Farul, UTA, Ucluj, Chindia, Botoșani. Uite, nici de la Botoșani n-a zis. Nici Botoșani, nici Craiova. În rest, cred că le-a zis pe toate. Și acum începe partea interesantă a clipului, care probabil va dura foarte mult, zic eu. Să câștigăm un meci, deci să câștigăm meciul, nu să dăm gol, cu această echipă la online. Are două steluțe, după cum puteți vedea. Și fiți atenți, dacă reușim acest lucru, promit că la următorul meci îi voi cere mânușile sau o mânușă sau orice lui Ștefan Târnovanu. Nu știu dacă o să-mi dea, dar o să-i cer tot așa o mânușă sau mânușile lui Ștefan Târnovanu la următorul meci. Dar hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Primul adversar de astăzi, haideți să vedem, că 100% o să avem mai mulți. Mamă, nici nu mi-a arătat echipa. A, deja am văzut, Zidane, Messi, ok, Puskás. Aha, da, da, ce să zic, frumos challenge, e tare rău de tot. Cred că dacă repriza ar fi fost mai mare de 6 minute, primeam gol în secunda 30, direct. Prima fază, primul gol, Puskás, 95, forță. Pele, bun, cu Pele, bun. Bun, Messi, Puskás. Da, offside, am scăpat. Știți ce speranțe am eu astăzi, nu? Să fie vreunul plictisit, să nu aibă chef să joace și să dea reșcui. Dar mă rog, mai întâi să dau gol, că e 2-0 pentru adversar. Și cred că la 3 sau 4-0 posibil să dau eu reșcuit. No, orice atac e gol, uitați-vă și voi. Hai, Târnovanu, aleargă! Mi-a pus pauză, mi-a pus adversarul pauză. Știe el ceva, știe că trebuie să ies. Lasă și celebrarea. A ieșit el, dar oricum tot aia era. Dar nu înțeleg de ce a ieșit el, oricum ieșeam eu. Rage quit, dar am luat bătaie, n-am câștigat. Al doilea adversar, Yashin. Puskás din nou, ma. Opa, Nițuli. Opa, opa. Scapă Nițuli. Nope. Nițuli, puteai să-i dai golul Yashin. Bate portarul, bate scufe. Probabil pentru că are cel mai mult la kicking, cred. Și nope. Nu se grăbește Căbuz, Lionel Messi. Pasă bună lui Căbuz. Iacob intră în careu. Iacob, pasa lui Iacob. Și este gol. Și este gol, fraților. Nu știu cine a dat gol, să nu zici că Nițuli. Nu. Popescu, cel mai scump jucător din clipul de astăzi. Portarul celor de la FC Mioveni marchează. Doamne, să dai reșcuit. Doamne, dai reșcuit. No, no. Ha, mă, scufe, mă, ha, mă, scufe, mă. Nu din nou, Puskás. Mamă, într-un minut m-am întors. Greu, rău de tot. Super greu. Bine. Și este gol, 2-2. Nu s-a terminat. Gol? Cine a marcat? Ia să vedem. Nițuli marchează, capitanul echipei. V-am zis, Nițuli numărul 1, ca joc de picior. 2-2 la pauză, încă sunt șanse. A intrat Kvaratskhelia. Boară din nou, doamne, nu. Bye-bye. Al treilea adversar de astăzi. Haideți să vedem. Nu mă sperie atât de tare echipa, dar cam orice echipă ar trebui să ne bată cu echipa asta de portari. Încercăm, luptăm. Și da, 1-0. Se poate, simt. Ăsta e meciul cel mare. Meciul pe care l-am așteptat, vă zic sincer, de aproape o oră și ceva. Găsesc și greu adversar, asta e ideea. Vulceanu, Petrolul. Gol dedicat pentru toți fanii Petrolului. Ne-a prins. Penalti, nu. Ha, mă, tată, mă, că avem numai portar, te rog. Da, mă, da. 2-1. 2-1 și dacă nu mă înșel,
marchează portarul celor de la Mioveni? Da, Popescu, cel mai scump jucător, marchează din nou. Hai să facem o schimbare, o să-l bag pe Vlad. Vlad în atac, în locul lui Popescu. Nu merge să fac schimbări. Niscu Fen atac? Nu merge să fac schimbări, fraților. Te rog. Da, 3 la 1. 3 la 1, tată. Gol Iacob, portarul celor de la UTA. Petrolul UTA Mioveni. Și? A ieșit, tată! A ieșit, boșilor! Câștigăm meciul! S-a speriat, a crezut că îi dau gol acolo. Câștigăm meciul cu echipa portarilor după 3 încercări și mi-era teamă că vom sta mult mai mult. Hai cu victoria acolo să apară win-ul. Mamă, l-avea și pe Haaland. Win acolo cu echipa portarilor. Mulțumesc, Ștefan Târnovanu. Și acum urmează să mergem la următorul meci, să vedem dacă ne dă o mânușă, o șosetă, orice. Voi nu uitați acolo de like și subscribe dacă v-a plăcut acest episod alături de Ștefan Târnovanu. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa! That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a